pe care am povestit-o cu ocazie privată, pentru că e interesantă. Aș vrea să adaug o notă, dacă se poate, la argumentul doamnei Biroiu și la argumentul pe care l-a făcut Valeriu Stoica. Și anume că nu doar lingvistic, estetic și pe probleme feminine este important ca femeile să fie în viața publică și în viața politică. Într-adevăr, așa cum spunea, Mihaela foarte just, am trecut de la 12.000 de creșe în România la 3.000, pentru că nu sunt femei suficiente în viața publică care să apere aceste, aceste bunuri, care sunt bune. Și asta e insistența pe care vreau să o fac pentru bărbați și femei deopotrivă. Și dacă vă uitați la statisticile agregate ale țărilor lumii, din punct de vedere al dezvoltării umane, și vă uitați la lista acelor țări, nu întâmplător țările cu indicile cel mai mare de dezvoltare, nu întâmplător sunt deopotrivă țările cu cele mai multe femei în politică. Vorbesc aici de țările nordice. De asemenea, dacă vă uitați la lista țărilor cu indicele cel mai scăzut de corupție sau de percepută corupție, pentru că așa se calculează de Transparency International, deopotrivă sunt acele țări în care paritatea este în acțiune și în care sunt multe femei în viața publică, câteodată chiar mai mult de jumătate. Vreau să vă dau un singur exemplu, țara, una dintre țările mele de adopție, Elveția, care a dat dreptul de vot femeilor în 74, acum are din 7 miniștri, dintr-un cabinet de 7 miniștri, 4 femei. Nu ar fi făcut lucrul ăsta fără acțiune afirmativă. Și, de asemenea, dacă ne uităm la Statele Unite, nu am vorbit astăzi de un președinte afroamerican dacă nu ar fi existat acțiunea afirmativă, așa cum nu am fi vorbit de o secretară de stat, așa cum nu am fi vorbit de o secretară de stat afroamericană. Deci, acțiunile afirmative sunt absolut indispensabile să recuperăm timpul pierdut. Vă mulțumesc. Deci, încă o dată, important este că bărbații și femeile deopotrivă trăiesc mai bine în momentul în care femeile se implică în viața publică. Mersi.